Bun găsit! În primul rând, cei patru prim vicepreședinți ai PNL au strâns deciziile filialelor, peste 30 de filiale până în acest moment, au făcut o ședință și au stabilit, au cerut chiar conducerii PNL să organizeze un Consiliu Național duminică, un for care să convoace la rândul său Congresul Extraordinar al PNL, Congresul în care să fie schimbat Florin Câțu și să fie ales un nou președinte al Partidului Național Liberal. Odată ce sunt strânse aceste decizii ale filialelor, se convoacă automat Consiliul Național pentru data de pentru duminica aceasta, iar în tot acest context se dorește și un birou executiv astăzi, un birou executiv al partidului. Deja jumătate plus unul din numărul celor prezenți în birou executiv au trimis o solicitare către secretarul general al partidului să convoace această ședință, pentru că statutar acesta este demersul. Dacă președintele partidului sau jumătate plus unul din numărul celor din birou executiv cer convocarea ședinței, ea se poate convoca. Doar că, de cealaltă parte, Dan Vâlceanu, secretarul general al PNL, spune că nu se poate atât de repede face ședința, ci că trebuie să treacă 24 de ore. Așadar, vom vedea dacă se va ține statutar sau nu această ședință de astăzi a biroului executiv. Cert este că procedurile merg mai departe pentru a se ajunge la un congres extraordinar al partidului. Până atunci însă și Florin Câțu a ajuns în urmă cu puțin timp la Partidul Național Liberal. Nu a dorit să spună dacă își va da demisia din fruntea partidului. Surse susțin că atât cei din tabăra anti-Câțu așteaptă ca cel puțin până la congres Florin Câțu să facă un pas în spate, ca până în ziua congresului să anunțe că își dă demisia. Așadar, este ziua de naștere a lui Florin Câțu astăzi. A venit aici la partid. Inițial a dorit să își petreacă ziua de naștere alături de colegi, doar că planurile s-au schimbat, iată, între timp și a apărut această revoltă la adresa sa. Foarte mulți lideri de filiale s-au arătat nemulțumiți de modul în care s-a comportat în ultima perioadă și iată că s-a ajuns la această decizie de a convoca un congres. La mulți ani, în primul rând. Dacă se poate să stați puțin de vorbă cu noi, să ne spuneți cum vedeți această situație. Solicitarea de demisie, este momentul să demisionați, domnule Câțu? Când avem toate documentele, vom discuta. Ce s-a întâmplat cu echipa câștigătoare, domnule Câțu? Ce am citit în ultima parte, în ultimele zile în presă, 90% au fost știri false. Într-adevăr, am avut o discuție, pentru că în această încercare de a strânge semnături s-au folosit numele președintelui României, ca fiind de acord cu această procedură. Și am discutat cu prim vicepreședinții lucrul ăsta și răspunsul unuia dintre ei a fost: dar ce, tu nu știi cum se strâng semnături? Trebuie lăsat președintele României în afara puciurilor de partid. A stat în afară, nu s-a băgat niciodată. Credeți-mă, am fost șef de acelei campanii din partea lui Florin Câțu și vă rog să produceți o dovadă că președintele ar fi sunat sau că ar fi vorbit cu cineva din partid. Nu, ar fi